my pocket, I feel so low. Dropping in this shit, I feel like so low. I'm much bang in my business, I drop a mill on my ticket. I stack that shit into the ceiling, I drop a hit in the Guinness. I took out the picture, I took out the illness, they might not fulfill us. Bitch, I'm ranking finish, holla, I'm taking witness. You shut your mouth, I'm banging his fingers, while I'm raising my wine. Salutare tuturor, ce faceți? Bine ați venit la un nou episod de Freestyle at Newton Music. Astăzi o vom avea invitată pe Mihaela Romilă, cea care mi-a dus zacuscă la Fake Uber și apoi a venit și la Car Karaoke și ne-a arătat cât de frumoasă este vocea ei. Astăzi vom lucra împreună cu ea la o piesă super faină. Hai să vedem ce iese. Bună ziua! Mihaela, aveți mulme? Hello! Ce faceți? Bine, tu ce faci? Bine. Am venit să vă văd. Da, doar atâta? Da. Păi nu. Păi nu ce? Păi n-ai venit doar să ne vezi. Păi știu că n-am venit doar să vă văd. Păi știi de ce ai venit? Yes. Zi mai știi? Da, mai știu. De ce zi? Să facem o piesă. De care piesă? Ce mi-ai făcut? Ce faci? Care-i treaba? Care să fie treaba? Mă gândeam să facem o piesă împreună, frumos, elegant, cât de cât. Cât de cât? Cât de cât? De care piesă vrei să facem? Băi, m-am gândit la o piesă care e gen folclor, combinație cu trap, ceva mai actual, așa. Da, ai vreo referință? Da. Hai să vă arăt. Vreți să vă arăt? O să ne arate, domnilor și domnilor, dar nu putem să o punem pentru că vom lua copyright. Știți că așa fac tot timpul, da? Bruh. Și bun zi, mai cam ce piesă te-ai gândit așa? Cum se cheamă piesa aia? Băi, se numește Inima n-o mai răbda, o cântă Eugenia Nicolae. Așa? Așa. E nou, e un artist nou, nu știu. Da, e... Nu-i fata aia care cântă cu Cazanoi? Ba da, fixe e. Aia e, nu? Mm-hmm. Așa, bun. Deci tu ai vrea, stai pic, acum ca să înțeleg, deci tu ai avea nevoie de o piesă, da, care să fie cu influențe folclorice, da, dar să fie cu un ritm de trap. Exact, să fie actual, să fie așa mai... Deci să se joace și în discoteca la țară și în discoteca în oraș, nu? Da. What the... Da? Da. Bun. Să mergem pe apă. Hello everyone, Jesus here. Domnilor și domnilor, piesa se cheamă Inima n-o mai răbda, dar nu-i vom da play. Adică, pe clip nu va apărea. Noi o vom asculta acum ca să avem o influență, da? Ha. Și am ascultat piesa, domnilor și domnilor, este una foarte faină. O gândim dublu de repede sau o gândim dublu de rar? Dublu de repede. Ha? Tum, 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 așa? Da. La o nuntă, toți invitații se simțeau bine, toată lumea era super fericită și apare un terorist. Nu vi l-am zis, nu? Nu. Apare un terorist și îi împușcă pe toți, mai puțin pe mireasă. Asta începe să plângă, se panichează, se sperie, nu știu ce, și se apropie teroristul de ea și o întreabă: singurică, singurică? Te-ai prins, Gil? I'll have to ask my accountant about that. Elegheș. I will meme that. Elegheș. Era speaker motivațional. Este. E prea sus, Tudor. Nici nu ajung la notele alea la un moment dat. Ei, nu. Hă? Ăla de la ochi e un tatuaj? Nu. Este desenat cu... Tați, vedeți. Cu tuș. Cu tuș. Cu tuș. Da, ia. Bine, tu? Aștept să-mi expun talentul în această zi. Seară, zi. Dar ce limbaj elevat. Un mai
maestru la muncă. Dorul de cine se leagă, nu-i pare lucru de șagă. Vai de omul ce iubește și nu se mai liniștește. Inima deja le miarde și de spaimă nu mai bate, nu mai bate spaima. Ce mi-a dat-o dorul, ce mi-a dat-o dorul. N-a găsit în lume omul, așa-mi vine uneori. Să mă duc în mânz cu flori, să mă jeluiesc cu dor. Așa-mi vine uneori, să mă duc în mânz cu flori, să mă jeluiesc cu dor. Să-mi vină ceasul să mor, așa-mi vine câteodată, să mă duc la mânz cu piatră. Să-mi privesc în lumea toată, că aici am trăit odată. Nu trebuie să mă prins cu bancuri alea, nu seci, morbide. Morbide? Da, vreau să mai amuzant. Păi ți-am zis unul morbid și nu ți-a plăcut. N-a fost destul de morbid. Bravo. Iartă-mă pe mine, bobiță. What the hand do? Trenul a plecat din gară. Stai, de ce, de ce știi la ce mă refer? Nu știu, nu știu. Ba da, știi, apă. Trenul a plecat din gară. Da. Care de nord. Nu știu. Asta e un mim, nu? Da, dar nu. Salut, Nicu! Trenul a sunat din direcția Galați. Ce faceți, dragilor? Vreau să vă zic să dați follow pe Mihaela Veronichiu pe Instagram. Și mă găsiți și pe YouTube. Mă găsiți voi, dacă vreți mă găsiți. Nu-i problemă. Și, na. Wow, nebunul. Tu de unde ai apărut? De nicăieri. Și de peste tot. Adlibs. Inima deja le miarde și de spaima nu mai bate, nu mai bate spaima. Ce mi-a dat-o dorul, ce mi-a dat-o dorul. Despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Perfect, s-a potrivit. De ce? Ce faci, Gil? Nimic. Nu mai faci nimic? Nu. Why not? Să mă jeluiesc cu tu. Am intrat în pauză. Ai luat o pauză? Da. Ți-e foame? Acolo. Care e bun. Să mă jeluiesc cu dor. Că eu nu i-am pus nimic pe vocea lui Mihaela? Adică? Ba da, am autotune, nu mai... Are o voce foarte bună. Nu, am pus un... voi fi sincer cu voi, doamnelor și domnilor, i-am pus doar un autotune. Doar un autotune? Ca nu, și cum ar... ca și coloratură. Am folosit foarte puțin. Vino aproape. Deci ai doar două plug-in-uri. Stai așa să filmeze. Ha? E bine? Mhm. Așa, mai laudă-mă. Nu, dar serios, când e de laudat, e de laudat. Să știți că tocmai am terminat piesa cu Mihaela, mai puțin de o oră. Haideți să o ascultați și voi și să vă dați o părere în comentarii. N-ai de zis nimic? Nu uitați să dați like, follow, share, subscribe, tot ce vreți voi la Gil. Ați văzut ce binevoitoare, s-a gândit la altcineva întâi. Gil the first. Da. Așa. Tudor. I am Tudor. I am Tudor. Și Mihaela Veronichiu pe Instagram. Hai să ascultăm. Dorul de cine se leagă, nu-i pare lucru de șagă. Vai de omul ce iubește și nu se mai liniștește. Inima deja le miarde și de spaimă nu mai bate, nu mai...
uitați. Like, share, subscribe. O seară bună tuturor. Pa!